și așezări de populații pașnice, la multiculturalitate și tradiții dintre cele mai diverse. Un peisaj etnic de o complexitate extraordinară, o limbă unică în lume, un patrimoniu de vestigii istorice fascinante și un mozaic de ecosisteme în cel mai nou pământ al Europei. Bună seara, doamnelor și domnilor! Suntem Nerudana Andriș și Petru Țincoca, voluntar ai Centrului Eudivers, inițiator al festivalului Săptămâna Interetnică. Partenerii ediției din acest an sunt Asociația Centrul European pentru Diversitate, Consiliul Județean Tulcea, Primăria Municipiului Tulcea, Fundația Județeană pentru Tineret Tulcea, Asociația Psihologilor Antreprenori Tulcea, Primăria Comunei Jurilovca, Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, sucursalele Tulcea și Iași, Uniunea Armenilor din România, sucursalele Tulcea și Constanța, Asociația Comunității Bulgare Sfitilina din Vișina, Comunitatea Elena Sulina, Uniunea Elena din România, filiala Tulcea, Asociația Comunității Tinerilor Elen din Tulcea, Uniunea Democrată Turcă din România, sucursala Tulcea, Uniunea Democrată Tătarilor Turco-Musulmani din România, organizația locală Tulcea, Partidea Romilor Pro-Europa, sucursala Tulcea, Uniunea Ucrainenilor din România, filiala Tulcea și organizația locală Fântâna Mare, Federația Comunităților Evreiești din România, Comunitatea a Română din România, filiala Tulcea și Biblioteca Județeană Panait Cerna Tulcea, Centrul Cultural Jean Bart și Palatul Copiilor, Asociația Culturală Dorulețul, moment în care îi invităm în scenă pe domnul Mihai Culeni, vicepreședinte al Consiliului Județean Tulcea, și pe Ana Lazăr din partea EU Divers. Bună seara și bine ați venit! Este cea de 18-a ediție a festivalului. Ne bucurăm că după 2 ani de pandemie ne revedem în formulă completă și sperăm că timp de 7 seri veți avea parte de spectacole extraordinare. Anul acesta, Centrul Eudivers, organizația care a inițiat acest festival, a reușit să facă festivalul prin efort propriu, cu sprijin financiar de la Consiliul Județean Tulcea, Fundația Județeană pentru Tineri și APAT. De asemenea, o parte dintre organizațiile etniilor și-au suportat cheltuielile de transport și de cazare și le mulțumim foarte mult pentru acest efort. Programul este pe Facebook, îl găsiți afișat de o parte și de alta, cine și pe cușca de sunet. Vom pune mâine un banner mai mare și sperăm că veți avea niște seri minunate alături de noi. Domnule vicepreședinte! Mulțumesc, Ana! Bună seara! Bună seara tuturor! Noi cei de la Consiliul Județean suntem onorați și bucuroși că putem să finanțăm acest eveniment de atâția ani și sunt acum bucuros să văd atât de multă lume. Parcă și anii trecuți a fost multă lume, dar ca acum parcă nu. Vă mulțumesc pentru prezență în primul rând și vă mulțumesc că sunteți alături în această săptămână, alături de organizatori, de cei de la EU Divers și de voluntarii săi. Eu vreau să spun câteva lucruri. În primul rând sunt și eu fac parte din comunitatea a română și sunt mândru de asta. Astăzi am aici un coș cu flori pe care vreau să-l ofer în primul rând tuturor doamnelor din toate comunitățile. Imediat vă voi spune și de ce fac acest lucru, numai un pic. Acest coș cu flori este pentru toate doamnele din toate comunitățile. Eu voi vorbi acum un pic despre comunitatea română și despre femeile din comunitatea română și știu că celelalte comunități și etnii prezente aici se vor regăsi în ce spun, pentru că este clar că femeile dintr-o anumită comunitate nu sunt distincte, ci se regăsesc cu caracteristici în toate celelalte etnii. Așadar, femeia este cel mai important lucru din societate. De ce spun asta? Pentru că ea naște, ea are grijă de educație. Vorbesc acum foarte mult din punct de vedere al comunității pe care o reprezint. Fără femeie, bărbatul nu reușește nimic. Toate personalitățile noastre, fie că au fost istorice, culturale, diplomați, orice, oameni de cultură, au avut alături o mamă care s-a sacrificat pentru ei și o soție care întotdeauna a fost sprijinul numărul unu al bărbaților din acea comunitate. Din acest motiv, vă urez tuturor
celor prezenți, tuturor etniilor, multă, multă sănătate, să fiți ca și până acum mândri de etniile pe care le reprezentați și să știți că trăiți în cel mai frumos loc din lume, nu din țară. Și aceasta este Dobrogea, aceasta este Tulcea. Aici este armonie, aici este prietenie, aici este tot ceea ce ne dorim de la viață. Să fim sănătoși, să ne înțelegem bine cu toții și să mergem înainte așa cum am mers de atâta vreme. Doamne ajută și să fim prieteni cu toții. Vă mulțumesc și îmi cer scuze dacă v-am plictisit cumva. Doamne ajută! Mulțumim domnului vicepreședinte al Consiliului Județean Tulcea, domnului Mihai Culeni. Lorin, să continuăm prezentarea. Pentru că festivalul este un liant între generații, momentul artistic dedicat comunității armâne va fi încheiat de un recital al tinerilor Kira Mergeane și Cătălin Paraschiv, alături de cunoscuta interpretă Corina Elena Badea. Bună seara, Tulcea! Suntem mândri să vă prezentăm noua noastră generație, de la mare la mic. Vă rugăm să-i încurajați pe acești minunați copii. Deci ești gata? Yeah.